Am ajuns vremea când câinii sunt mai iubiți decât copiii, când orfanii rămân neînfiați, iar pentru animale se bat organizații care mai de care mai tare. Am ajuns vremea când o mamă care dă naștere la copii este arătată cu degetul și cea care face întrerupere de sarcină este aplaudată. Am ajuns vremea când ziarele și revistele sunt mult mai de preț decât Biblia, când avem timp de știri, de reguli și de integrame, dar n-avem timp de suflet. Am ajuns vremea când Dumnezeu pleacă de la noi, nu că am cerut cum au făcut gadarenii, ci pentru că am pus legi ca să părăsească țara. Ceea ce nu știau gadarenii, nici noi cei din ziua de azi, este că atunci când Iisus pleacă de la tine, nu-ți mai rămâne altceva decât iadul. Am ajuns vremea când tinerii își verifică Facebook-ul la fiecare oră, ca nu cumva să piardă vreun like sau vreun coment. Dar cine mai e interesat de like-uri din partea cerului? Cerul dă like-uri doar la cei care se aseamănă cu Iisus. Cei mai puțini. Am ajuns vremea când prin spitale umblă numai cei bolnavi și niciun sănătos nu-i vizitează, doar medicii. Am ajuns vremea când toți te întreabă ce mai faci, dar pe nimeni nu interesează răspunsul. Așa că toți zic că sunt bine. Am ajuns vremea când ascultăm predici multe și facem ca la instructajul de la avion. Sperăm să nu trebuiască să le punem în practică. Când cântăm lui Dumnezeu, ești tot ce vreau, tot ce am dorit vreodată. Și nu ne dăm seama cât de fals sună. Am ajuns vremea când dacă predici despre păcat, nu-ți mai garantează nimeni că mai ai de trăit mult. Ioan a predicat doar câteva luni. Apoi a fost ucis la un bal. Cea mai grea stare în care poate să ajungă o națiune este să-și omoare sfinții din ea. Am ajuns vremea când înțeleg că vremea e pe sfârșite, când ceasul lui Dumnezeu bate amânie peste fiii neascultării, dar și ia martiraj pentru cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Se pregătește terenul pentru ca sfinților să le fie închisă gura, când mi se va lua tot ce avem, dar își vor da seama în curând că nu le pot lua ceea ce avem în inimă. Apropo, ai ceva în inimă? Am ajuns vremea când oamenii se pregătesc de mormântare, moartea a doua. Sfinții se pregătesc de nuntă, biruitorii se pregătesc de navigare pe Marea de Cristal, unde loc de vâs le vom avea lăute în mâini. Răscumpărați vremea, garantez generației mele că nu mai ajungem la 80 de ani. Mai avem puțin timp ca să ne punem energia noastră la dispoziția lui Dumnezeu. Numărate clipele când mai putem împărți Biblii gratis, când mai putem face evanghelizări și mai putem ține ușile bisericii deschise. Investiți în săracii de lângă voi ca să aveți vile în ceruri. Împărțiți sandvișuri la cei orfani. Zâmbete la cei întristați și șervețele la cei cu ochii în lacrimi. Fiți cu ochii în patul la păcat ca să nu pierdeți premiul. Atenție la direcție, nu doar la viteză. Am ajuns vremea sfârșitului. Dar pentru noi trebuie să fie începutul bucuriei eterne. Amin.